Acolo. Cei doi martori. Alexandru Costinel Daniel. Deci le mulțumim în primul rând martorilor, de ce? Poate mă mai aude cineva, de 10 ani tot vorbesc. Când ai manifestarea de voință, și asta este manifestarea dumneavoastră, ai și autoritatea, nu știu de ce să mai trebuie martor. Adică dacă martorii nu ne semnează, am venit de comandă și, și dumneavoastră. Poate mă aud parlamentiști cumva, da? Bun, mai departe, ca să putem să încheiem această ceremonie oficială, ca de fiecare dată când particip și mă bucur că particip la aceste momente, dar de ce fugiți așa? Au foarte multe emoții, au vrut să arată. De fiecare dată împărtășesc două puncte de vedere, primul punct de vedere al autorității publice locale, imediat terminăm. Imediat terminăm și va fi foarte frumos. Ce să vă spun? Încă o dată dovediți prin ceea ce ați făcut și dumneavoastră că instituția căsătoriei și în principiu instituția familiei funcționează acasă la Bălbec și vă mulțumesc. Personal, punctul meu de vedere, am transmis întotdeauna același lucru. Sunteți tineri, sănătoși, obligatoriu, mai departe e cel mai frumos pas pe care îl face omul. În viață avem trei momente. Când venim pe lume, nu știm, când facem pasul împreună, îl facem noi și când plecăm, iar nu știm. Deci îl ține minte, așa sper eu. Da? Așa că, ce să zic, decât să aveți încredere în dumneavoastră, să faceți pe mai departe ce v-ați propus și să vă mențineți acolo. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, da? Nu știu, ați mai sărutat mireasa oficial? Cred că nu. Faceți-o acum, da? Acum șampania fiind pusă în pahare, o să-i rog să ia bărbații să servească domnișoarele. Acasă suntem serviți de doamne. Servim și noi domnișoarele. Da? Să ciocniți o grupă de șampanie, să vă simțiți bine. Da? Da. Dați-le la toți cei, 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 dați-le la toți